Ia, uite, și voi astăzi a venit Mihai acasă de la muncă cu flori. Sunt 6 floricele. Ghivecuțe dintre astea mai mici. 3 pe o parte, 3 pe o parte. Și avem 2 albi. Nu, aici e alb cu galben. Alb cu mov, alb cu galben. Mov închis, mov deschis cu puțin alb. Galben și aici mov cu alb și un pic de. Astăzi nu știu dacă o să reușesc să am timp de ele, dar trebuie să le ud. Și zilele astea să le mutăm cu asta sau mâine trebuie să mutate neapărat, sigur, pentru că nu prea mult pământ acolo. Acolo, mămicule. Noi astăzi am fost o fugă rapid în oraș. Se cumpără un Cristian din brăcat pentru o nuntă. Stai să vă arăt cu... Să încep cu asta ca să pot să-i dau lui ce vrea. Stai un pic, dă-mi voie, mami, că-ți dau eu, da? Asta vrei? Asta vrei? Asta e foarte sigilată. Și încă să desfacă. Uite, iau-o și pe a doua. Poftim. Acolo am luat 2 nuanțatoare de păr, ca de obicei, roșu. L-am aruncat în cealaltă sacoșă. Stai că-ți dă mami, uite și asta. Și aici am luat un eyeliner. Da? Ia uite și fel îmbrăcat el. Astăzi n-am mai zis lumea că e fetiță. E îmbrăcat în, nu știu, mai și băiețel cumva. Tot are mult surprins, da? Pe nuanțătoarele alea de păr și pe eyeliner am dat 11 lire și 98. Wow, ce clar se vede pe telefonul meu. Ce s-a întâmplat cu tine telefonul? Stați un pic. Ieri a luat o bușitură telefonul meu din vârful scărilor până jos la parter. S-a rostogolit pe scări. Mamă, ce bine se vede, nu veni să cred. Nu s-a spart, nu nimic, că are husă, dar bă, vezi mai clar ca de obicei? Bine, eu acum ironic, era doar o glumă. Ești cât sacoșa ai, întâi tot unia. Dacă ăla vrea, asta vrea să vă arate, hai să vă arătăm ce am luat lui pentru nuntă de îmbrăcat. Avem aici o cămășuță albă. În mărimea 3-4 ani. Dar lumina mea nu-i bună. Nu-i bună lumina mea, dar nici nu știu cum să mă pun. E o cămășuță albă simplă. Are aici un țap cu carne, capră, ceva de genul. Simplă, mânecă lungă. Nimic deosebit la ea. Asta a costat în lire 7,99, este de la H&M. Ia să o punem aici. Apoi, mergem mai departe. Ăsta e bonul de la H&M. I-am luat un sacoaș. Îmi dai voie să pun aici, mami? Ca să le arăt oamenilor, uite, eyelinerul. I-am luat un sacoaș. Bleomaren deschis. Nu se vede. Wow, cât de mare se vede pe telefon. Mamă, dar nu e așa de mare pe în realitate. Stai, mami, că o să le arăt și la oameni. Stai un picuță, mami. Nu mă lasă, dragilor. El vrea să urce pe canapea. Să nu mă lasă pe mine. Ce e aici lipit? Nu știu, sunt și chestii lipite pe etichetă. Așa. Un sacoaș. Nici foarte elegant, nici prea neelegant, să zic așa. Mânecă lungă, buzunărașii. Provizorii, bineînțeles. 2 năsturași. Unde-i? De 3-4 ani ăsta și a costat 19,99 lei. Uite, și acum s-a văzut bine prețul. Nici acum nu se vede foarte clar. Culorile sunt un pic mai închise în realitate. Și nu se vede, nu e așa de mare cum se vede pe telefon. Se pare că se vede gigantic. Apoi am luat o pereche de pantaloni. Da, mami. Astea sunt nuanțătoarele care le folosesc eu de obicei. Mă sună cineva cu număr privat, trebuie să închide la... Am revenit, erau de la dispensar să-mi fac o programare pentru spate, să-mi fac un control pentru că mă doare foarte tare spatele. Hai să continuăm cu o pantalonașii. I-am luat aici o pereche de pantalonași, nici prea elegant, dar nici prea, nu știu, sport. Au șnur în tale, sunt foarte confortabile, subțiri. În funcție de înălțimea copilașului poate să-i poarte așa sau poate să-i poarte așa. Ceea ce e bine pentru că unul la mână, Cristian, e micuț de statură. Ăștia pantaloni sunt de 3-4 ani.
Apropo, au costat 9,99 lei și lui Cristian este lungi. El așa o să-i poarte sflecați și numai bine pentru că o să-i poarte cu Adidas. Da, am zis bine, Adidas în ziua anunții. Pentru că el merge doar la doar acasă, nu merge și la local și va purta haine totuși cât de cât confortabile și elegante, dar și confortabile să nu fie nici prea elegante, nici exagerat de elegante. I-am luat Adidas și negri, oricum Adidas care îi poartă acum nu prea îi mai încăpeau și o să-i poartă și pe ăștia, unde sunt mărimea lor? Aici, mărimea lor este 8 pe UK, pe Europa 25 și au costat 14,99 lei. Deci eu zic că merg bine cu pantalonii să flecați. Și na, îmi plac pantalonii ca osmulețul ăsta în tale și mi-au sănătate, mami. Mi-a mai plăcut o pereche de blugi. Însă, ăștia acum, ei sunt cumva mici la tur. Ei sunt cam scurtuți la tur pentru că are pen pe spiel. Dar sunt mărimii mai mari. 3-4 ani. Îmi plac din numai podici. Sunt foarte șmecherași, așa. Au culoarea frumoasă, îmi plac buzunarele, îmi place care elastic în tale și șnur. E și mai spre sport. Poate să-i poarte și cu pantofi și mocasin și Adidas și cu ce vrei. Îți lungi. Ăștia acum mai vin foarte bine suflecați și stătea foarte frumos cu ei. Numai că la spate un picuța era turumvini. Adică nu-i acoperea fundul chiar până sus cum aș vrea eu. Are un buzunar așa aici, dar când va mai crește picuța o să-i poată să poarte. Sper că nu, o să mai dea și el jos acum din kilogramele sau eventual să se mai înalță. Deci, de astea are blugii ăștia, dar ce mari par și hainele astea pe telefon, dar nu sunt așa de mari. Ia să vedem. Da. Cam asta am luat lui Cristian. Ia să vedem bonul. Bonul total. Sacoși cu 20 de pei. 9,99, 19,99, 19,99, 7,99, 14,99. Un produs, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, da, sunt 5 produse. Total a fost 65,15 lei. Da, a costat un picuța, câteva lucruri șoare pentru copil. Da, nu sunt nici scumpe, dar nici ieftine. Da, sunt decente la preț asta de la H&M. Dar mă bucur că am găsit și că am avut timp să ajungem la ora să găsim lui pentru nuntă. Așa, ia să pun și Adidas și aici. Și aici mi-am mai luat mie o pereche de încălțăminte pentru muncă. Noi trebuie să purtăm încălțăminte care nu alunecă, sub nicio formă să nu aluneci cu ei. Ce faci, mămicule? Și mi-am luat o pereche de Adidas. De la, cum se numește? Skechers, nu știu, toată lumea poate să pronunți chestia asta, firma asta, eu nu pot să o pronunț. Okay, nu prea contează, e o firmă care iar a apărut la mod, iarăși, nu știu în România cum e, dar aici se poartă din cinci mai mult și în ultimii 2 ani s-au scumpit foarte mult. Trebuie să mai scot eu asta, nu mai scot. Na, în fine, oi, stai mă, vă arăt așa, ceva de genul arată ei. Trebuie să fie un pic tare aici în față, sunt material tare, să încalzi, nu știu, te lovești la picior, să nu scadă ceva, talpă de genul. În orice caz o să întreb la muncă, bă, sigur pot să-i port pentru că nu vreau să am surprize. Înainte de a-i purta o să întreb, sunt ok pentru muncă sau nu. Eu am vrut Adidas pentru că noi avem papuci. Gen tip Crocs negri, tot așa ca să nu alunecăm. Sunt special făcuți pentru a lucra în bucătărie cu ei și în condițiile în locurile unde e alunecos pe jos, unde se lucrează cu ulei, cu grăsimi, ceea ce e și la noi și să nu alunecăm, să nu cădem și să nu ne accidentăm alea. Da, și nu-mi plac papucii aia. Eu lucrez acolo de aproape 3 luni. Nu, vorbesc practic 3 luni și vreau o săptămână. Și am decis că vreau să-mi iau o pereche de Adidas special pentru o muncă și să pot să-i port și pe bicicletă când mă duc la muncă și mă întorc acasă. Tot timpul pierd timp să mă schimb, să mă descalz, să mă... În fine, și prefer să am o pereche, intru direct la muncă cu ei și pa. Dacă nu o să mă accepti cu ei la muncă, o să trebuiască să-i schimb. Dar în orice caz voi căuta în continuare ceva de încălțat de genul pentru la muncă. Stați că nu v-am zis despre ceva ăștia.
A, și ăștia sunt în mărimea, nu v-am zis mărimi nici nic, în mărimea 5 pi UK, 38 pi Europa, 25 cm lungimii pe interior. E o centimetri. Ăștia am luat de la Show, adică de la magazinul ăsta, My Best Period. Și au costat 67 de liri. Ia uitați, am și traseu dintr-o stat cu apă, pe acolo urcă. Apoi se învârte de acolo și când coboară, intră în apă. Sunt foarte înguste scările astea. Asta e traseul, văzut mai de sus. E și Mihai în jos, uite. Cristi! Uite crocodilul, mame! Cristi! Nu mă vede! A, de aici pornește. Aici pornește. Urc încet, o să învârte pe acolo un pic și apoi pe aici, la mijloc, când coboară, dușnește apa pe ei, stropește. De mame! Vezi că nu mai avea loc de tine. Nu, nu. Dar de ce merge așa încet oaia? Că îl ține pe Mihai pe parte. Deci vrea relie. Vrea Cristian să conducă de asta. Ia uite pe ăștia, dă ce să chinui ei să împingă acolo. A, dați-i copii, măi! Astea cred că zic copii și ei vor să dea întrunsele. Facem cu schimb, îmi dai și mie? Îmi dai și mie, Ismail? Astea zic copii, măi! Păi cu mănuța, mame. Are și puiuță ăla, ia uite. Bă,
de aici veni cu vaporul ăsta. Îi dăm pe Gabriel în ăsta cu animale, cu noi. El se uită la coadă. Îl prinde coadă, îl trage cu noi. Pune mâna la față el. El și-a ascunde ochii? Băi, urâtule! Hei, bună, dragilor! Vreau să mă îndresc o leacă cu soțul meu bun care l-am. Astăzi dimineață s-a trezit undeva pe la 6-7, n-am mai avut somn. Și s-a pus direct și a făcut diverse treburi prin casă. Iar la fel s-a trezit la 6 și ceva, a făcut fasole prăjite dimineață cu cărnați din casă. Astăzi a făcut cremă de zahăr ars, s-a făcut un ceaun ca să nu aibă torți sau ceva la mâneri și să nu se ardă în cuptor. Iar aici a făcut foale în brâu. Poale în brâu cu, cum îi spune, brânză sărată și mărar și ceapă verde. Lectura asta nu le mai prăjit în ulei. Le-a copt direct în tigaie, fără ulei, doar a dat cu spray-ul de ulei, așa, un picuța. Ia să vă arăt așa spray-ul. Adică ulei de genul ăsta, a dat câteva jeturi dintre alea și gata cu plăcințelele. Și-a mai făcut pești prăjit și macro. A făcut pești prăjit și macro, doamne. Macro prăjit și mămăligă caldă și mujdei. Da, nu îi place macro. Nu știu de ce. Știu că multora nu le place. Nu e un pești bun pentru mulți dintre români, dar nu îi place pentru că e gras. Nu îi place mâncarea grasă. Și pentru că nu are oase multe, are foarte puține. Da, și ce vreau să vă mai zic e că femeilor, dacă nu v-ați măritat încă, măritați-vă, dar aveți grijă ce bărbat vă luați, pentru că, sincer, pentru mine o bucurie să vin acasă de la muncă, să fac o baie, să mănânc împreună cu soțul și cu copilul și apoi, când stăm în pat la televizor la un film, să mănânc ceva dulce sau ceva sărat și mai avem și fructe la frigider. Dar na, vreau să vă împărtășesc și vouă din bucuria mea cum e să ai un soț bun care pregătește și de mâncare, face și curățenie, ai grijă de copil, merge și la serviciu, mă ajută și pe mine cu programul în așa fel încât el merge noaptea la muncă, iar eu merg eu la muncă, m-am înțeles când doresc și eu să merg la muncă și să nu stau acasă. Apropo, astăzi este vineri, a fost Mihai singur la cumpărături, eu n-am fost cu el și vreau să arăt așa fuga niște ouă, pepeni galben acolo, ce mai e pe aici, iaurt, cremă de brânz, vreo câteva cutii, pateu, câteva cutii, că iară s-au mâncat, salam, ce am mai luat pe aici, pește afumat cu chili, pești mai, drăștia, cum să numesc, mereu uit, nu știu cum se numesc, doamne, scârnați germani, mereu uit cum se numesc. Așa, ce mai apreci, cremul ăștia, așa de săptămâna trecută. Aici sunt plăcintele, aici am luat pepeni de la polonez. Asta că nu știu unde sunt plăcintele. Roșii, hirsici, doi castraveți, mango. Mango care de săptămâna trecută luat, am luat 2, ăsta s-a început să strici, trebuie să-l curăț, am uitat de el, mâine sunt libere și mă pot să-l curăț. Așa, ce mai e pe aici? Banane. Stai să dau coșul jos, că eu nu văd în coș. Banane. Meri, sau asta de săptămâna trecută, nici nu știu. Piersici, doamne. Portocalii. Stați că trebuie să mă urc pe scaun. Așa vă arăt eu cumpărăturile săptămâna asta. Un pepeni galben. Nu știu ce fel de pepeni e ăsta, dar e un pepeni galben, mai mult verde. Ce-am mai luat aici, Mihai? Cartofi roșii. Stați să pun și pepenile la loc. Opa, așa.
pe aici jucării înșirate, niște vase pe acolo, nu vă uitați la ele. Apoi, aici, ce mai apărut aici nou? O pungă de chipsuri care am desat-o eu aici, încă una aici. Am mai luat Mihai covrici. Aștia erau la promoții, de la Olive 99 la Olive 39, le-a de la săptămâna italiană. Ăștia ne plac foarte mult. Încă o pungă, la fel, tot de la săptămâna italiană. Sunt cu chimien ăștia. Uite, olive oil, cu ulei de măsline. Și am mai luat Mihai chipsurile astea cu sare de mare. Apoi văd aici niște pâinici dintre astea. Astea sunt niște pâinici cu fulgi de ciocolată. Deci ceva biscuiți, ăștia nu știu, e luat pe asta oare, cu fructe uscate. Așa, da, văd pe acolo pâini. Nu știu ce mai fine. O pungă de sare. Aia sigur e nouă, că nu aveam ambalajul în casă. A zis că a luat două pungi de orez de paella. Am mai luat șampon, balsam. Ce-am mai luat? Să pun lichid. Nu mai știu. A luat mai multe ușoare. Știu că cheltuie undeva la 40 de lire. În rest nu mi-am inteles nici așa, nici mai știu pe unde spuse restul. Iar aici am pregătit pepeni pentru gustarea din seara asta, pentru noi adulții, pepeni roșu și pepeni galben, iar aici pentru Cristian mai puțin, pepeni, la fel, pepeni roșu și pepeni galben, el mai puțin că e bebeluș și am mai și mâncat la masă cu 2 ore jumate, 3, cam așa cu aproximație și e de ajuns, e suficient, ci drept ia apă mai mult la pepeni roșu, dar nu nimic, ajunge și pentru el. La Mihai în parcul Cristian, în parcul de joacă, să dau leagăn. Iar eu am adunat două sacoșele mici de nuci. Sunt două sacoșele micuți, micuți. Asta nu e plină, dar nu nimic, ajunge. Poate fac un pic de dulceață, poate, să văd. Gata, hai să mergem. Gata, o amețit săracul. Ia. Ai amețit, mama. Amețit.
Nu vă cred, băi, am găsit copii miște. De fapt, Cristi e, da, sau nu e. Ce mă stătă? Yeeey! Yeeey! Hello! Iuță! Uie! Ie! Iuță! Te-am prins! Ce-și bătai ca să... Dacă am fost în parc astăzi și am adunat muri pentru că, da, avem niște țuică de acasă trimise de România, de la aproximativ 3000 de kilometri și am zis că nu poate să stea tuta aia în dulap, strig, ei, ajutor, ajutor, vreau să mă faceți muratul, așa că am fost în parc și am adunat muri astăzi. Ia să vedem dacă pot să scot, să vă arăt și vouă. Două caserole cu muri, una mare, imensă și una mai micuță. Ia să văd dacă pot să o și desfac. Am pus aici niște apă cu oțet și mă pun acum să șterg frigiderul, o să scot din el treptat, o să-l curăț treptat ca să nu scot toată mâncarea din el, că mi-e frică să nu se strice vreo ceva, oricum vreo jumătate de oră cred că durează și nu vreau să-l aștept prea mult la răcit. Thank you.
Thank you.